am văzut în această partidă. E clar, lipsește calitatea la acest capitol. Florea a plecat din poziție regulamentară, Fanionul a rămas jos. Centrare în fața porții, Dolha iese hazardat și este 3-0 pentru Concordia Chiajna. Onducu și Garețeta să fie completă. O comite și Dolha, așa cum a făcut-o la partida de la Giurgiu. Nici măcar un portar experimentat cum este Emilian Dolha nu poate să-și ajute echipa. Este 3-0 pentru Concordia. 4 goluri marcate, niciunul primit pentru echipa lui Ionuț Chirilă în această ediție de Liga 1. Iată faza. Dolha așteaptă această minge. E o fază similară cu cea de la Giurgiu, când Dolha a ieșit pe centrare, însă mingea a trecut de el. A fost o centrare, iar atacantul Concordiei, Onducu, ajunge înaintea lui Dolha la această minge. Onducu, Onducu evită doi adversari, e foarte bună această pasă și este ratare. Metric pe lângă poarta lui Mario Felgueira și iată mingea se lovește de cadure, acționează Onducu, cel care levită și pe Camora, cât de liber este acolo. Sereduc, șutul foarte, foarte bun al lui Sereduc din prima. Mingea trece pe lângă rădăcina barei. Ce ocazie în acest final de repriză. S-a terminat așadar prima parte. Parcă s-ar fi dus la piață, s-ar fi întors de la piață Vitinho. Deși abia a fost introdus în repriza a doua, nu poate să alerge. Noi revedem ocazia lui Sereduc. Neacu. Preluare bună a lui Onducu. Onducu încearcă o pătrundere prin flanc, găsește pasa, din nou Onducu, șut scos de Dolha. A intrat bine în joc Onducu. Acțiunea lui Bucurică. Foarte bine a jucat fundașul stâng al Concordiei. Iată și o fază. Ajează Mitrea. Onducu și al doilea galben. Bejan este eliminat. Ce prostie pentru Bejan. Două galbene pentru ținere. Depășit complet Florin Bejan. Își lasă echipa în 10 oameni din minut. S-a văzut acest lucru. Pune mâna aici pe Onducu. A știut să cadă și mijlocașul Concordiei. Trimite lui Purece, Onducu. Bucurică. Bucurică, faultat de Băluță. Onducu, un număr personal. Continuă Onducu, trei driblinguri. Onducu scoate la Neluț Roșu. Trage Roșu, minge deviată. Gol! Este a operatorului de teren. Nu este camera care, nu este o cameră care asigură această transmisie. Revedem șutul, devierea lui Mitrea, trimite mingea în bară, iar apoi aceasta ajunge în plasă. A avut și noroc Neluț Roșu la acest, la acest șut. Eu rămân la părerea că este, este golul său, nu al lui Mitrea. Nu este chiar atât de jalnic precum se anunța. Arată destul de bine, se poate pasa. Este și cald aici. Onducu, Onducu încearcă să treacă. Onducu în fața porții și Larie. Nu, este Mitrea. Mitrea are o intervenție excelentă. Revedem cursa lui Onducu. Mitrea ajunge înaintea lui Wellington. Îl vedem în sfârșit și pe Onducu. Nigeringă se joacă puțin la întâmplare. Minge care ajunge la Neluț Roșu. Călcâi pentru Wellington. Wellington, iese balaurul. Gol!
Gol Concordia, minutul 30. Wellington restabilește egalitatea. O pasă genială a lui Neluț Roșu cu călcâiul. Practic la prima ocazie al Concordiei, iată, în loc de 2-0 este 1-1. Practic la prima ocazie pe care o are Concordia în acest meci. Foarte inspirat aici Neluț Roșu, Wellington, un control scurt. Da, am mai văzut odată această fază. CFR are cele mai multe remize din campionat, 5, la fel ca și Ceahlăul. Urmărim atacul lui Bonducu. Va fi prima lovitură de la colț și pentru Concordia Chiajna. Culeț. Și acum poate fi contraatacul Concordiei. Onducu așteaptă Wellington în centru. Onducu însă așteaptă și mai multă susținere. Trimite foarte bine totuși în partea stângă, acolo unde este Serediuc, în care au șutul lui Serediuc. Ușor însă, ușor pentru... Un atac periculos al CFR-ului, urmat de o reacție pe măsura Concordiei. Foarte bine deschide în dreapta, acolo așteaptă Crețu, Crețu, centrare pe jos, svinge, peste poartă. În tocmai lăudam organizările celor două echipe, iată, Concordia Chiajna găsește o breșă și Onducu este autorul celei mai mari ocazii de până acum. Foarte bună centrarea lui Crețu, mingea-i vine pe latul piciorului stâng lui Onducu, a părut excelent între cei doi fundași determinante. Rada, Onducu, Onducu evită doi adversari, foarte bună această pasă și este ratare imensă, ratare imensă a lui Serediuc în finalul acestei prime reprize. A treia ocazie a Concordiei, mingea trece milimetric pe lângă poarta lui Mario Felgheira și iată mingea se lovește de cadure, acționează Onducu, cel care levită și pe Camora, cât de liber este acolo Serediuc, șutul foarte, foarte bun al lui Serediuc din prima. Mingea trece pe lângă rădăcina barei. Ce ocazie în acest final de repriză. S-a terminat așadar prima parte a acestei întâlniri, 0-0 la pauză. Dar în această partidă, ca și în multe altele, va evolua în centru Onducu, șutează însă Mario Felgheiraș. Semnul se scurge în afara terenului. Cât de bine prinde aici culoarul de șut Onducu, îl evită ușor pe Rada, însă a ieșit oportun acolo Mario Felgheiraș, cel care a reușit să respingă la această acțiune foarte bună a Concordiei. Camora însă excelent, intervine Crețu, Onducu așteaptă doi jucători centrarea, Onducu merge paralel cu poarta, Onducu, Crețu și va fi corner. Iar acum Savin cu această intercepție pentru Onducu, preluare frumoasă a lui Onducu, trece de Zaharia care vede și el cartonașul galben. Să vedem dacă îi va ajunge să nu se termine pasta de la fix lui Bârsan, de cât va scrie în acest meci. Însă Bambara și reușește să-l oprească pe Dan. Onducu trece pe lângă Buzean, este faultat. Cer și un cartonaș galben. Nu știu însă dacă se impunea. Nu a ridicat, m-am uitat să văd dacă a ridicat cotul spre fața lui Onducu, așa cum reclamă nigerianul. Nu mi s-a părut pe acea reluare. Lovitura a venit undeva la nivelul pieptului. De altfel, iată-l pe Onducu încercând de unul singur, viteză remarcabilă a lui Onducu. Se apără bine Lulacu.
explozie ceva prea jos pentru a o trimite cu capul, degajează, recuperează Savin, Onducu își pune mingea pe șut, în sfârșit trimite însă departe de poartă. Reușise să se elibereze pe stângul în posesie cei de la Concordia cu Onducu. Onducu trece de Ciprian Petre, continuă Onducu, trece de trei adversari, o pasă printre care ajunge la Seredjuk. Seredjuk și cea mai mare ocazie. Revedem pasa lui Onducu, știe fotbal, fără îndoială Onducu. Probabil că ar merita o plimbare, parcă s-ar fi dus la piață, s-ar fi întors de la piață Vitinho. Deși abia a fost introdus în repriza a doua, nu poate să alerge. Noi revedem ocazia lui Seredjuk. Lui este un jucător care s-a integrat foarte repede. E rândul Concordiei să atace. Onducu a încercat un șut, dar a fost blocat. Tot Onducu rămâne la minge, este faul de la spate al lui Ovidiu Hoban. Iată o lovitură liberă din apropierea careului și pentru Concordia Chiajna. Început bun de partidă, un început intens. A fost faul clar. Onducu. Urmează centrarea lui Crețu, depășit al Senat, Coșereanu se gândea că va găsi culoarea de șut, este o pasă, Onducu, trage Onducu pe lângă poartă. Au fost emoții pentru fanii Petrolului la această fază, se mișcă destul de bine Onducu, nu e un jucător rău deloc, are calități. Mingea se duce cam la un metru. Neacu. Preluare bună a lui Onducu. Onducu încearcă o pătrundere prin flanc, găsește pasa, din nou Onducu, șut scos de Dolha. A intrat bine în joc Onducu. Acțiunea lui Bucurică. Foarte bine a jucat fundașul stâng al Concordiei. Iată și o fază ofensivă creată de el, una dintre puținele le am văzut în această partidă. E clar, lipsește calitatea la acest capitol. Florea a plecat din poziție regulamentară, Fanionul a rămas jos. Centrare în fața porții, Dolha iese hazardat și este 3-0 pentru Concordia Chiajna. Onducu și carețeta să fie completă, o comite și Dolha, așa cum a făcut-o la partida de la Giurgiu. Nici măcar un portar experimentat cum este Emilian Dolha nu poate să-și ajute echipa. Este 3-0 pentru Concordia. 4 goluri marcate, niciunul primit pentru echipa lui Ionuț Chirilă în această ediție de Liga 1. Iată faza, Dolha așteaptă această minge, e o fază similară cu cea de la Giurgiu, când Dolha a ieșit pe centrare, însă mingea a trecut de el. A fost o centrare, iar atacantul Concordiei, Onducu, ajunge înaintea lui Dolha la această minge. Mirea Alba Iulia, o pasă pentru Onducu, am văzut preluarea lui Onducu, un nou fault asupra nigerianului. Un jucător care a trecut pe la Unirea Alba Iulia, o pasă pentru Onducu, am văzut preluarea lui Onducu, un nou fault asupra nigerianului și de această dată este un fault de cartonaș galben pe care îl vede Ilie Iordache. Am revăzut intervenția lui Iordache asupra lui Onducu și chiar dacă era gata să se jure Iordache că nu l-a corect, fără a faulta, Bucurică îi trimite lui Purece, atac interesant al Concordiei. Onducu este acum la minge, Onducu pentru Purece și intervine Pogacici și iată ratarea lui Purece, a fost ultima în ordine cronologică. Iată din nou intervenția lui Cristian Pogacici și iată Coșereanu.
Un șut bun respinge Pogacic. Ce execuție a avut mai devreme, dacă am văzut bine, Purece minge la marginea careului, nou șut de această dată al lui Spir peste poartă. Frumos meci. Da, Purece a fost cel care a șutat. Moraiș, o pasă care nu mai vine. Moraiș a pierdut destul de ușor duelul cu Valentin Crețu. Onducu, atacat de Ștefan Popescu, trece Onducu, îl depășește și pe Seydou, trage cu stângul. Însă mingea este ușor deviată, va fi doar corner pentru Concordia. Iar intrarea lui Azalde se amână. ...20 de oameni cu 4 tobe undeva. Important. Nu uitați, în această seară se mai discută FC Vaslui viitorul. Tot aici, pe Digisport 1, Onducu nu reușește să treacă de Kazan. Va fi lovitură de colț pentru Concordia. Spinge însă Leca până la Florea. Florea pentru Onducu. Să vedem ce va face Onducu aici. Onducu pentru Wellington. Wellington mai departe pentru Onducu. Trage însă, este blocat de Dumitraș. Frumoasă cursa reușită de Onducu. Wellington din nou cu știința jocului pe care o posedă. A dat bine drumul la minge mai departe. A ieșit bine la... Constantinescu încearcă să obțină o lovitură liberă, însă nu îi se dă nimic. Năluț Roșu pentru Onducu, încearcă să treacă în viteză. Dumitraș mai are un galben și va fi eliminat la rândul său. Un nou cartonaș roșu. Termină jocul în 9 oameni Ceahlăul. Vor fi două absențe importante pentru nemțeni în etapa următoare. Dumitraș și Cânu, jumătate din defensivă. Se complică și mai mult situația. Dumitraș, care nu a avut nicio treabă cu mingea aici, depășit clar de Onducu, se duce pe fault. Da, este galben, este un fault de galben. Așează Ioniță Wellington, încearcă să-i trimită lui Onducu și este faultul lui Kazan, fault de galben, încă un fault de galben. Minutul și cartonașul galben în această partidă. Va avea de muncă Ion Crăciunescu mâine, probabil la emisiunea fot. Dar multe din cartonașele arătate de Marian Balac au fost încă o dată acoperite de regulament. Serediuc pentru Bambara. Îl evită pe Constantinescu, centrarea lui Bambara. Wellington pentru Florea. Pare însă Ichim și iar acum Ispir. Florea până la Dima. Bună această pasă printre. Florea dă drumul la minge pentru Onducu. Trece Onducu, trage Onducu. Respinge Calancea. Florea, neatent, este zonă. Și Marian Balac pune capăt acestei partide. Noi revedem ultima fază cu șutul lui Onducu scos din poartă. Foarte periculoasă la faza de mai devreme Concordia. Acum Onducu, Fanionul rămâne jos, Wellington la marginea careului. Șut însă dezamăgitor. Ce poziție bună a avut aici Wellington. Foarte fragilă pare defensiva vasluienilor în aceste momente. Prahić îl scoate din offside pe Wellington. Executat scurt de data aceasta, Coșereanu combină cu Onducu. Onducu trimite în centru, Ispir este acolo. Rusandu nu dictează nimic, Onducu centrează și din nou corner. Parcă echipa lui Liviu Ciobotariu. Concordia pune stăpânire pe acest joc în primele 5 minute. Cordoș, odată cu plecarea lui Varela de la Vaslui, Cordoș prinde meciuri foarte bune. Acum Cernea Uscas.
Superb acest start de partid al Concordiei, pasa pe spatea lui Onducu și finalizarea lui Leca. Face bine și faza defensivă, se reduc. O diagonală pentru Onducu. Control cu pieptul, pune mingea jos Onducu, Vlad Munteanu îl întâmpină, centrează Onducu. Lovitură de la colțul terenului pentru echipa lui Ionuț Chirilă. Corona a marcat 6 goluri din faze fixe. Actor Dedu, nu cred că a fost ceva neregulamentar. Wellington, Purece, minge vine puțin sus, dar îmblânzește acel balon. Decarul Concordiei, Onducu, 1-1 cu Vlad Munteanu. Trece frumos, Onducu este faultat de Miranda. Accelerase bine Onducu. Miranda îl împinge. Ca se reduc în centru. Mingea ajunge la Wellington. Onducu. Onducu. Unul singur. 1-2 cu Wellington. O fază care se petrece în careu. În careu. Eu așa am văzut. Să vedem decizia. Nu este penalti. Nu este penalti. Protestează jucătorii Concordiei. Există un contact, Dedul atinge cu piciorul drept pe Onducu. Da, o fază care cu siguranță va pasa. Bucurică încearcă să combine cu Onducu, le iese celor doi. Onducu, Onducu în fața porții, respinge Toșca în voleul lui Bogdan Bucurică. N-ar trimite mult... mult alături. Capitanul Concordiei în această seară, Bucurică, este jucătorul cel mai experimentat, Jeaza Mitrea. Onducu și al doilea galben, Bejan este eliminat. Ce prostie pentru Bejan, două galbene pentru ținere. Depășit complet Florin Bejan, își lasă echipa în 10 oameni din minutul 23 și se schimbă mult, se va schimba mult configurația acestei partide. Ce inconștiență din partea lui Bejan, poate că și Vintilă trebuia să-l simtă pe Bejan că este depășit. S-a văzut acest lucru. Pune mâna aici pe Onducu. A știut să cadă și mijlocașul Concordiei. Purece, Onducu, Bucurică. Bucurică, faultat de Băluță. Onducu, număr personal, continuă Onducu, trei driblinguri. Onducu scoate la Neluț Roșu, trage Roșu, minge deviată, gol! Gol! Pe teren nu este camera... care nu este o cameră care asigură această transmisie. Revedem șutul, devierea lui Mitrea, trimite mingea în bară, iar apoi aceasta ajunge în plasă. A avut și noroc Neluț Roșu la acest, la acest șut. Eu rămân la părerea că este, că este golul său, nu al lui Mitrea. Pus în urmă cu 3 zile. Iată de ce a făcut Onducu mai devreme. Cei 3 adversari scoși din joc. Păi pasa pentru Neluț Roșu. Devierea nefericită a lui. Minge acum greșește și Onducu. Ocazie uriașă pentru Concordia Chiajna. O eroare a lui Nicolov care... iată, se bagă aici sub minge, nu cred că a fost fault. Lovitură de colț pentru Teixeira, Walter Fernandez, Albin, Zicu și Tamuz. Vă reamintesc, foarte mulți absenți de la Petrolul. Cea mai importantă absență, cea mai sonoră absență este cea lui Adrian Mutu, accidentat, însă nu pot evolua alții. În minutul 55, lovitură liberă acum.
pentru Concordia. Foarte repede au reușit să ajungă în preajma careului de 16 metri al Timișoarei. Partidă frumoasă aici la Chiajna între ACS Poli și Concordia. O apărare slabă a Concordiei până acum. Să-l vedem pe Purece. Purece pentru Onducu. Onducu alunecă în momentul șutului. Wellington, Wellington intră în care. Wellington, gol! Gol Concordia, minutul 15, 1-1. Wellington profită. A fost un șut foarte clar. Iată pasa lui Onducu din preluare. Wellington reușește să treacă, lovește mingea în cap, cum spun mici jucătorii, care se duce apoi țopăind în poarta lui Dani Coman. Iată două goluri într-un minut. Poate s-a culcat prea devreme Dani Coman. E greu din 3-4 metri, e greu să știi unde se va duce. Așteaptă și Budescu, cum spuneam, parcă ar fi singur pe teren, dar nu este. Deposedat de Papasterianos, Onducu trece de la ban. Continuă nigerianul, Onducu reușește să-i paseze lui Purece. Lui Budescu i-ar mai trebui o lesă și un câine ca să se integreze în peisaj. Acum s-a mișcat în această primă repriză. Primește Ostras, a și căzut. Neluț Roșu până la Wellington. Wellington protejează excelent și reușește să-i trimită lui Crețu. Foarte bine Onducu, îl depășește pe Junior Moraes. Onducu, o centrare blocată și va fi lovitura de colț pentru Concordia Chiajna. Rămâne oricum remarcabil faptul că ilfovenii de pas ale Astrei. Suferă foarte mult echipa lui Daniel Isăilă la ultima execuție. Onducu trece acolo, Onducu prinde Dani Coman. Frumoasă pătrunderea nigerianului, știe să se apere. Simte probabil echipa lui Ionuț Chirilă că ar mai avea nevoie de un gol pentru a se putea impune în acest meci, dar lasă foarte multe spații în apărare, spații care deocamdată nu sunt... E clar, lipsește calitatea la acest capitol. Florea a plecat din poziție regulamentară, Fanionul a rămas jos. Centrare în fața porții, Dolha iese hazardat și este 3-0 pentru Concordia Chiajna. Onducu și Carețeta să fie completă. O comite și Dolha, așa cum a făcut-o la partida de la Giurgiu. Nici măcar un portar experimentat cum este Emilian Dolha nu poate să-și ajute echipa. Este 3-0 pentru Concordia.